S-a întors acasă la Orăștie pentru a-și lansa prima carte, Infotainmentul în televiziune. Este vorba despre jurnalistul Cornel Crișan, care la finalul săptămânii trecute a revenit în orașul natal, în cadrul turneului de promovare a cărții sale, în locul sufletului său Orăștie. Cornel Crișan a adunat toată preocuparea și munca sa din ultimii ani în această carte, care transpune chiar teza sa de doctorat. Cornel Crișan a scris un volum consistent despre infotainment, caz particular România, despre munca de documentare, de cercetare, de găsit opinii și tras concluzii. Volumul sistematizează în bună parte acest capitol din marele catalog al televiziunii, iar tinerii care vor să pornească pe acest drum și au chemare spre a studia și ceva teorie, au un punct de plecare. Un eveniment extraordinar. Suntem la dublu de această dată, dar cumva eu am reușit să vorbesc mai mult decât el. A fost un eveniment tare drag, aproape de sufletul meu. Mă bucur că cei persoanele care într-adevăr au fost alături de mine sunt prezente aici. Lansarea de carte Infotainmentul în televiziune, o carte care era cumva nevoie să existe în toată partea de literatură de specialitate în ceea ce privește televiziunea. O carte care aduce bună dispoziție, care aduce informație și care aduce infotainment prin asocierea celor doi termeni. O carte care era necesară, nu numai pentru studenții de la jurnalism, ci și pentru cei care vor o lectură plăcută, pentru a afla mai multe din tot ceea ce înseamnă istoria televiziunii, cum a apărut fenomenul de infotainment în România, în Spania, în Italia, în Germania și așa mai departe. O carte care era mai mult decât necesară. O carte care se poate citi foarte simplu. Un mini manual de televiziune, pentru că acolo o să găsim partea de desfășurător, decoruri, machiaj, echipa, producător, asistent producător, regizor, sunt și mai departe. Tot ceea ce înseamnă universul televiziunii se regăsește în paginile acestei cărți și mă bucur foarte mult că tot turneul de promovare care a început la București s-a încheiat așa aici, în Orăștie, în orașul sufletului meu și orașul meu natal. Produsul acesta este mai mult decât o simplă carte, așa cum spuneam și în prezentare. E o combinație între un manual de televiziune, dar și o lectură pentru cei care nu sunt familiarizați cu ce înseamnă de fapt televiziunea. Și de asemenea sunt foarte încântată că sunt cumva parte din acest proiect, pentru că emisiunea pe care an la rând am prezentat-o și, mă rog, pentru care am lucrat și pe alte paliere decât prezentare la TVR Cluj și TVR3 și, mă rog, celelalte canale. Această emisiune este un fel de bază pentru studiul de caz cuprins în infotainmentul în televiziune, cartea lui Cornel Crișan. Lansarea cărții omului de televiziune Cornel Crișan, originar din Orăștie, a poposit și pe plaiurile natale, la sinagoga din orașul Paliei, alături de el fiindu-i cei mai buni prieteni, familia și oameni dragi.